Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit de la patinoarul Dunărea din Galați. O reîntâlnire cu hockeyul după aproape, chiar după 5 luni de absență. Cred că v-a fost dor de sportul cu crosa și pucul. Și vom urmări împreună astăzi o partidă deosebită din Liga Națională de Hockey, care le va opune pe CSM Galați și ACSH Gheorgheni. Formația gălățeană cu un lot schimbat în bună măsură față de sezonul trecut, formația harghiteană și ea cu lotul schimbat. Radio se cunoaștem întâi componența celor două loturi, după care voi reveni în considerații despre cele două echipe. ACSH și Gheorgheni, antrenor Zoltan Zilașii. Portari numărul 33, Gellert Ruțui, și numărul 30, Arnold Demeter. Jucător de câmp numărul 4, Topi Sari din Finlanda, numărul 8, Sandor Sechei, numărul 10, Arnold Silo, numărul 12, Kain Lazar, numărul 15, Akos Sigeti, numărul 16, Peter Vince, numărul 17, Roland Benedek, numărul 19, Chaba Todor, numărul 24, Tiamer Gheorfi, numărul 26, Zolt Kojma, numărul 32, Matias Haranen, finlandez, numărul 68, Hunner Chajar, numărul 70, Brans Orban, canadian de origine maghiară, numărul 77, Zolt Peter, numărul 88, Robert Cibi Ferenc și numărul 92, Gergo Vince. CSM Galați, antrenori Vladimir Klinga din Slovacia și Cornel Chiriță. Portari numărul 22, Otto Onodi, numărul 35, Magyar Söpos. Linia 1, numărul 55, Sergei Kapileț din Belarus, 33 de ani. Numărul 34, Evgeni Emelianenko. Numărul 17, Alexandr Neznamo. Numărul 86, Vladislav Tiamriuc din Republica Moldova, doar 18 ani. Numărul 15, Vitali Kirichenko. Linia a doua, numărul 10, capitanul echipei, Cătălin Berdilă. Numărul 5, Zoboc Hildebrand. Numărul 82, Mircea Constantin. Numărul 9, Evgeni Limanski. Numărul 36, Otto Zopoș. Linia a treia, numărul 25, Denis Makarov, un rus de 38 de ani, călit și în KHL, cel mai puternic campionat din Europa. Numărul 12, Attila Seč, revenit la Galați după un intermezzo de un sezon la Steaua. Numărul 19, Evgeni Cemerilov, un rus de 36 de ani, un jucător extrem de rapid, care a evoluat și în BHL, la doua ligă din Rusia, și în KHL. El a jucat ultima oară în Kazahstan. Numărul 74, Constantin Kulikov, un rus de 33 de ani, care a evoluat în campionatul Kazahstanului, un marcator. Numărul 11, Roland Ivarsson, jucător de 24 de ani, venit chiar de la formația din Gheorgheni, de la CSH Gheorgheni. Și numărul 7, Remus Gheorghe, gălățeanul Remus Gheorghe, de 19 ani, întors după un periplu în Polonia, unde a evoluat în Liga a doua. Sperăm să urmărim un meci de calitate bună, o partidă care să satisfacă gusturile iubitorilor hockeyului, care nu sunt puțini în România. Să vă spun că de curând voi spune și arbitrii acestei partide, Mihai Paul și Radu Gabriel, arbitrii centrali, ajutați la margini de Ștefan Andrei și Gheorgheș Andrieș. Este primul meci cu public după un an și jumătate. Din păcate, accesul publicului după partida de mâine va fi oprit pentru 30 de zile, conform ordonanței care se pregătește din cauza cazurilor numeroase de COVID. Vreau să vă spun că formația din Gheorgheni are doar victorii în partidele oficiale din acest sezon, un început excelent al echipei pregătite de Zoltan Zilașii. Formația din Gheorgheni a înregistrat următoarele rezultate: 5-1 și 12-3 în Liga Națională de Hockey cu Steaua,
5-4 tot în Liga Națională la Brașov în fața Coronei, apoi 3-2 cu Deac din Ungaria în Erste Liga, 4-1 cu Ferencváros tot în Erste Liga și ultima victorie obținută pe 17 octombrie, 2-1 cu DVTK tot din Ungaria. În acea partidă au punctat Orban, care astăzi nu este Brent, ba da, Brent Orban, canadianul de origine maghiară, și Peter Vince, internațional maghiar, jucător născut chiar în Ungaria. De la CSM Galați lipsește Yuri Nazarov, un rus care va evolua în partidele viitoare, nu mâine, ci etapele următoare, un jucător de mare valoare. Să vedem ce a adus nou tehnicianul slovac Vladimir Klinga. Am urmărit antrenamentele ale formației gălățene. L-am văzut pe Vladimir Klinga explicând, folosind foarte des tăblița și încercând să le explice hocheiștilor pe care îi conduce ce ar trebui să facă. Să vedem cum a combinat liniile. Iată, partida va începe acum. Nu ne dorim decât să vedem un hockey de calitate, iar cea mai bună echipă să învingă. Vă reamintesc că dacă la finalul celor 60 de minute de timp efectiv scorul va fi egal, vor urma prelungiri. CSM Galați cu prima linie pe gheață, Serghei Capiles numărul 55, Evgenii Emelianenko 34, 17 Alexandru Neznamo, 86 Vladislav Tiamrit și 15 Vitalii Kirichenko. Dacă gazdele șut acum în poarta formației din Gheorgheni, se află numărul 33, Gheler Truțui. Da, el este un portar de mare valoare. Se schimbă liniile, linia a doua la Gălățeni, Cătălin Berdilă, numărul 10, 5, Sobol Childebrand, 82, Mircea Constantin, 9, Evgeni Dimanski, 36, Otto Zopoș. Au încercat un atac cu hocheiștii din Gheorgheni, Evgeni Limanski, rapidul Limanski, pucul blocat acolo, întoarce pentru Otto Zopoș. Evgeni Limanski se întoarce, dar este foarte bine blocat de Sari, unul dintre finlandezii formației din Gheorgheni. Nou pucul la Otto Zopoș, care pune pucul pe poartă, dacă putem să-i spunem astfel, și el Truțui reține în mănușe. Va fi un angajament din treimea formației din Gheorgheni. Constantin Kulikov, hocheistul cu numărul 77. El a preluat numărul 77 de la Serghei Paior, un alt jucător rus, care a evoluat timp de două sezoane pentru CSM Galați. Încearcă hocheiștii din Gheorgheni un atac. Denis Makarov, super experimentatul fundaș rus de 38 de ani, cu mare experiență, au pierdut ușor pucul. Îmi reamintesc faptul că hocheiștii reține acum Otto Onodi foarte sigur. Un puc pus pe poartă de hocheiștii de la Gheorgheni a fost Cain Lazar, hocheistul cu numărul 12. Spuneam că hocheiștii de la CSM Galați se află la prima partidă oficială din acest sezon. Astfel că nu pornesc cu handicap în fața adversarilor. A fost Peter Vince, hocheistul cu numărul 16, care a înscris și în ultima victorie din Erste Liga. După și pe Haranen, celălalt hocheistul cu numărul 32, celălalt finlandez din formația din Gheorgheni, care a ocupat sezonul trecut locul 4 în campionat. Locul 3 ocupat de CSM Dunărea. Atac frumos. Alexandru Neznamo, unul dintre golgheterii echipei gălățene în ultimele sezoane. Și acum Teamriuc, hocheistul din Republica Moldova, care a evoluat în ligile de junior din Rusia. Un hocheist extrem de puternic, la 18 ani, are un fizic extraordinar. Iată acum o depășire. Neznamo nu găsește
poarta cu pucul, a încercat să pună pucul pe poarta lui Ruțui, dar nu a reușit. Interceptează hocheiștii din Gheorgheni. Luptă pentru puc, acum a fost și numărul 68, Hunor Ceagiar, un hocheist de 22 de ani, o medie de vârstă foarte bună pentru formația din Gheorgheni, o echipă destul de tânără, cu hocheiști care încă pot crește. Iată acum alunecă pe gheața patinorului Dunărea un hocheist a Gheorgheni. Intercepție acum Mircea Constantin, abilul hocheist bucureștean. Și acum s-a aflat în fața porții, a primit pucul numărul 19, Ceaba Todor, nu a reușit să fructifice. Atac al gălățenilor, alunecă și Evgeni Limanski. Încearcă să blocheze pucul la mantinelă, Otono din nu și găsesc încă reperele jucătorii gălățeni, dar cu siguranță că vor reuși acest lucru. Iată o pasă foarte spectaculoasă, acum prelungește Kulikov. Mircea Constantin pierde ușor pucul. Pătrundere șut foarte puternic al lui Robert Cibi Ferenc, dar Otto Onodi a reușit să deturneze acest puc, să-l respingă. Foarte bine a stat în poartă autobloc, cum este poreclit portarul formației gălățene. Încearcă să scoată mingea, să scoată pucul de acolo, mă scuzați. Încearcă să scoată pucul de acolo hocheiștii de la CSM Dunărea. Nu au reușit. A stat foarte bine. Acum Alexandru Neznamov la puc. Pătrunde hocheistul rus. Neznamov și Gheler Truțui reușește cu o paradă incredibilă să salveze un gol ca și făcut al formației gazdă. Atacă acum Harghitenii, o pasă la întâlnire pe la spate, a pasat, acum mi s-a părut că a fost ținut un hocheist de la CSM Dunărea, de la CSM Galați. Încearcă un atac, nu se sincronizează, văd multe greșeli în ambele tabere. Niciunii dintre hocheiștii prezenți pe gheață nu pare foarte, foarte concentrat, nu pare intrat în meci, cum se spune. La gălățeni e scuzabil, e explicabil, fiind primul meci al sezonului. Ar fi preferat o partidă de încălzire hocheiștii pregătiți de Vladimir Klinga, adică meciuri mai legere la început. Interceptează pucul hocheiștii din Gheorgheni. Iată acum o pasă pentru Arnold Silo, capitanul formației Nu este un meci de bună calitate până acum. O intercepție, dar nu s-a sincronizat. Cătălin Berdilă, capitanul formației gălățene, în lotul lui CSM Galați se află doar doi jucători, doi de la autohtoni, cum s-ar spune, Cătălin Berdilă și Remus Gheorghe. Combinație interesantă, a trimis pucul în fața porții. A fost Roland Ivakson. Iată, o pasă acum greșită, însă Denis Makarov, foarte experimentat, un hocheist rus, conduce bine pucul. Makarov, de la mare distanță, trimite o rachetă. Gheler Truțui nici nu văzuse pucul, cred că ar fi fost gol dacă pucul era pe poartă. Offside și vom avea un angajament. Un meci care nu debordează de spectaculozitate până acum. Angajament din treimea neutră câștigat de hocheiștii din Gheorgheni.
combinații între hochiștii echipei gazdă. O trecere spectaculoasă și Vitali Kirichenko a încercat să înscrie pe backhand, cum s-ar spune. Dar Gheler Truțui, care are 30 de ani, portarul formației din Gheorgheni, nu s-a lăsat păcălit, dar la 30 de ani are o experiență extrem de mare, a evoluat și pentru echipa națională a României. Un portar care atunci când prinde o zi bună este aproape imbatabil. Angajament din treimea formației harghitene. Vitali Kirichenko schimbă pentru Neznamov, Alexandru Neznamov caută un coechipier, Neznamov. Neznamov a încercat să paseze, însă greșit, din păcate. Prima linie a formației gălățene pe gheață cu Evgenie Melenenko, Sergei Capileț, Vitali Kirichenko, Alexandru Neznamov și Vladislav Tiamriuk. După pe Tiamriuk acum a încercat o combinație. Îi reproșează Evgenie Melianenko, super experimentator, cel mai experimentat jucător din tabăra echipei gazdă. La 40 de ani Evgenie Melianenko este un adevărat veteran, dar printr-o pregătire exemplară el reușește să joace precum ar avea 30 de ani. Iată o combinație interesantă acum la puc Mircea Constantin, Cătălin Berdilă apără Gheler Truțui. Foarte periculoasă fază, era acolo Otto Săpoș, care ar fi putut introduce pucul în plasa porții adverse, ar fi putut deschide scorul, dar foarte atent portarul lui CSH Gheorgheni. Mircea Constantin. Mircea Constantin șutează și Gheler Truțui reține. Angajament din treimea formației din Gheorgheni. Otto Onodi a stopat pucul, acum i-a pasat lui Szabolcs Hildebrand. Hildebrand schimbă cu Cătălin Berdilă. Berdilă la puc. Pasă interesantă, iată o combinație, acum o schemă a formației Vlasene. Evgeni Limanski pentru Otto Săpoș. Denis Makarov și reține acum o formație completă, nu a reușit să profite de această superioritate formația gălățeană și nu a marcat. 0-0 când s-a scurs aproape jumătate din prima repriză a partidei care contează pentru Liga Națională de Hockey și care le opune pe CSM Galați și CSH Gheorgheni. Atacă harghitenii, Arnold Silo. Și trece pe lângă poarta lui Otto Onodi, recuperează hochiștii pregătiți de Vladimir Klinga, dar recuperează la rândul lor hochiștii din Gheorgheni. Iată un puc pierdut în propria treime. Șut acum, dar Otto Onodi se opune, nu lasă pucul să treacă, autobloc. Haranen, finlandezul Haranen pierde pucul, posibilitatea unui contraatac al gălățenilor, un atac de faza a doua, a încercat Roland Ivakson, foarte bine s-a descurcat acolo Mircea Constantin, Ivakson care joacă, v-am spus, în fața foștilor săi coechipieri, acum Haranen.
Matias Haranen, 25 de ani, acest hocheist finlandez, fundaș. Pasă interesantă pentru Alexandru Neznamov. Neznamov Capilet, Teamriuc. Nou Capilet și reține din nou Gheler Truțu-i într-o formă foarte bună. Angajament din treimea formației Hachitene. Trebuie să recunoaștem că a fost o repriză de slabă calitate până acum, fără multe realizări. Iată acum s-a apărat prost Zabol Childebrand, dar Otto Onodi a salvat incredibil pucul trimis de adversarul său. Atacă hocheiștii din Gheorghe. Blochează gălățenii. Se întorc hocheiștii din Gheorgheni și 1-0 pentru ACSH Gheorgheni. A înscris hocheistul cu numărul 70, Brian Orban. Este hocheist canadian de origine maghiară, Brian Orban. A fost o ezitare în lanț a echipei gălățene. Practic le-au oferit această șansă adversarilor care nu au iertat. Makarov, Denis Makarov la puc, o combinație, încearcă gălățenii. Pucul în fața porții și Gheler Truțu-i reușește să rețină. Angajament din treimea formației din Gheorgheni. Și acum a trimis prin surprindere Alexandru Neznamov, însă portarul formației din Gheorghe nu s-a lăsat surprins. Offside acum la această pasă încercată de elevii lui Zoltan Zilași, care conduc 1-0. Vă reamintesc, gol marcat de numărul 70 din formația oaspete, Brian Orban, jucător canadian de origine maghiară. O trecere acum a lui Vladislav Teamriuc. Teamriuc încearcă să lase pucul pentru Neznamov, dar hocheistul rus nu i-a ghicit intenția. Iată acum o ciocnire între Evgeniei Melianenko și Cain Lazar de la CSH Gheorgheni. Îndepărtează pucul elevii lui Vladimir Klinga, care îl văd că stă capul descoperit pe bancă. Încercare de combinație, însă se luptă acolo pentru puc. Evgeni Limanski încearcă să recupereze pucul. Mircea Constantin trimite pucul la întâmplare mai mult, dar iată atunci că a fost un punct de urmărire pentru Rapidul lui Evgeni Limanski. Se luptă Otto Zopoș, acum Evgeni Limanski
Limanski cu un adversar. Iată și Mircea Constantin foarte aproape de a aduce egalarea. Pucul i-a fost suflat în ultima clipă de un adversar. Arnold Silol atacă acolo pe Zavolgi Hildebrand. Silol, un jucător nu foarte înalt, dar extrem de rapid și tehnic. Acum s-a încercat o angajare a lui Evgeni Cemerilov, hockeystul cu numărul 19. Și el un jucător experimentat, 36 de ani. V-am spus, un hockeyist foarte rapid. O pasă extraordinară pentru Constantin Kulikov. Kulikov! Și ratare imensă a lui Roland Ivakson. Practic se afla față în față cu Gerard Grutsui și a trimis pucul în diagonală departe de poarta postului său coleg. Iată o pasă acum excelentă, dar foarte bună și intervenția experimentatului Evgeni Emelianenko. Alexandru Nezdamov, Emelianenko, Capileț, Serghei Capileț și excelent reflexul lui Gellert Ruțui, hocheistul din Belarus, Serghei Capileț, un alt hocheist foarte experimentat. Frumos dribbling-ul lui Alexandru Nezdamov, Mai sunt 4 minute și 30 de secunde din prima repriză și CSH Gheorgheni conduce cu 1-0 pe CSM Dunărea, gol marcat de canadianul Brans Orban. Evgeni Limanski la puc. Limanski a încercat o trecere, pe gheață se află și celălalt finlandez, Topi Sari, un hockeyist de 1,92 m care a evoluat în foarte multe țări. Topi Sante Fisari a mai jucat în Austria, Elveția, Norvegia. Din acest an la Gheorgheni, un hockeyist care își pun mari speranțe, un fundaj de fier. A încercat dintr-un unghi imposibil să înscrie Evgeni Limanski, bineînțeles că nu a reușit să introducă pucul în poartă. Posibilitatea unui contraatac pentru oaspeți. O combinație și Otto Onodi reușește să rețină pucul care sărise, era acolo și numărul 68, Tunor Ceagiar. O fază periculoasă la poarta lui Otto Onodi, care a reușit însă să rețină pucul și vom avea parte de un angajament din treimea formației gălățeni. Intercepția acum e lui Constantin Kulikov. Pucul sare în tribune pe banca formației din Gheorgheni, se află și fostul jucător al formației gălățene. E vorba de Attila Goga, care este team manager la formația din Harghita. Angajament din treimea neutră. Pasă acolo, s-a încercat o pasă interesantă, dar Roland Ivakson nu a reușit să... Dar iată, acum a interceptat pucul, hocheistul venit de la Gheorgheni, nu i-a ghicit intenția, însă cu echipierul său, Alexandru Nezdamov. Ducă pentru puc în treima formației gălățene, atac al un șut în plasa exterioară, pucul s-a dus...
aproape de bară și de la distanță acum și reține cu siguranță Otto. Onodi a pus pucul pe poartă acolo, numărul 88, Robert Cibi Ferenc. Angajament din treimea formației gălățene. Respinge Otto Onodi. O pasă interesantă, Vladislav Teamriuk. Teamriuk se întoarce foarte frumos. Are calități fizice excelente acest jucător originar din Republica Moldova. Și acum reține Gheler Truțui. Angajament din treimea formației harghitene. Teamriuk, hockeyistul în Republica Moldova, aproape să câștige acest angajament. Se vede că hockeyiștii din Gheorgheni sunt intrați în competiție, sunt la șaptea partidă, dar iată-l pe Alexandru Deznamov. Mi se pare că a fost agățat acolo, i-a fost ținută crosa de către adversar, dar dacă arbitrul nu a acordat, înseamnă că nu a fost nimic. Pucul se află în posesia lui Sergei Capileț, fundașul din Belarus, sosit în această vară la CSM Galați. Evgeni Limanski, Mircea Constantin trimite pucul mai departe pentru Otto Săpoș. Săpoș scapă pucul acolo. Zabor Hildebrand, o gafă a hocheistului. Marchează acum hocheiștii din Gheorgheni, dar poarta era mișcată. Nu știu dacă ar trebui acordat acest gol. Același Brian Sorban, canadianul de origine maghiară. Am văzut că poarta a fost mișcată înainte de a se marca, însă golul a fost acordat. Zavol Childebrand a scăpat inexplicabil pucul. Voi primit o mare gafă. Evgeni Limanski se luptă acolo, este încurcat unul dintre arbitrii de linie. Șut care a căzut pe plasa din spate. Mai sunt doar 8 secunde din prima repriză a partidei dintre CSM Galați și ACSH Gheorgheni. Formația harghiteană conduce cu 2-0. Ambele goluri marcate de canadianul Brian Orban. Iată vine pauza. După prima repriză, ACSH Gheorgheni conduce cu 2-0 pe CSM Galați. Goluri marcate de canadianul Brian Sorban. Vom reveni după pauză în transmisia directă pe care o asigur împreună cu colegul meu, regizorul de emisie, Cristian Teodorescu.
We'll be right back.
Vedem ce se va întâmpla în partea a doua. Deci după prima repriză, ACSH Gheorgheni conduce cu 2-0 pe CSM Galați. V-am spus, goluri înscrise de canadianul de origine maghiară, Brans Orban. Formația din Gheorgheni, tricouri albe cu inserții roșii și shorturi roșii, pantaloni roșii, în timp ce formația gălățeană evoluează în echipament în tricouri albastre, pantaloni roșii. În
După cum vă spuneam și în prima repriză, lotul echipei gălățiene este schimbat în bună măsură. Ca și lotul echipei din Gheorgheni, a început cea de-a doua repriză. La puc hocheiștii din Harghita. Intercepție, încă este omogenă formația gălățeană, Teamriuc. Pentru Emelianenko interceptează ușor Ceagea, combinații încearcă acum Alexandru Nezdamov, patinează rapid Nezdamov, întâmpinat de un adversar. Nezdamov nu știu ce a vrut să facă, cui să-i lase acest puc. Atacantul rus a fost extrem de neinspirat. Încearcă acolo să ridice un puc un hocheist din Gheorgheni, numărul 26 a fost Zolt Coșma. Și acum angajament din treimea neutră. CSM Galați pe gheață cu linia a doua, Cătălin Berdilă, Sobol Childrebrand, Mircea Constantin, Evgeni Limanski și Otto Zopoș. Combinații ale Todor reține acum cu siguranță Otto Onodi acest puc pus pe poarta sa de hocheiștii din Gheorgheni. A fost Topis Sari, fundașul finlandez de 1,92 m înălțime. Și acum angajament din treimea gălățeană, intercepție. A încercat să plece acolo Roland Ivakson, nu a reușit să stăpânească pucul. Ivakson pierde din nou pucul. Denis Makarov în luptă cu un adversar. Makarov pentru Kulikov, Constantin Kulikov, acum Roland Ivakson încearcă să-și depășească un adversar, nu reușește. Posibilitatea de contraatac pentru echipa din Gheorgheni. A încercat Sandor Șechei, hocheistul cu numărul 8. Luptă mare pentru puc, reușește Evgeni Cemerilov. Acum trimite pucul care lovește în cască pe Otto Onodi, în mască. A lovit numărul 70. E vorba de Brent Orban, autorul celor două goluri. Angajament din treimea formației gălățene. Alunecă acolo un hocheist CSM Galați, intercepție acum, posibilitatea de unui atac. Alexandre Nezdamov a alunecat, nu a reușit să-și țină echilibrul pe gheață și Alexandre Nezdamov a
lansează cu dezinvoltură, interceptează însă pucul hocheiștii Serghei Capileț. Vitali Chiricenco pierde foarte ușor pucul, se cunoaște că e primul meci în formației gălățene. Acum Evgenie Meleanenko, nesincronizare însă. Și acum este sancționată formația gălățeană 3-0 pentru Gergovințe. Face 3-0 pentru echipa din Gheorgheni. Foarte ușor s-a desprins acolo hocheistul maghiar Gheorghe. Este un jucător născut în 1999 în Ungaria, în 2021 la Gheorgheni, 1,75 m 83 de kilograme. Sunt doi de Vințe, Gheorghe și Peter Vințe. Amândoi maghiari, jet by jet. Evgenie Rimanski se luptă pentru puc, ambiționați elevii lui Vladimir Klinga, dar se vede faptul că iată acum o ocazie, dar blochează același finlandez Topi Sari, hocheistul cu numărul 4 de la Gheorgheni. A blocat pucul, nu au meciuri în picioare și se vede acest lucru. Nu au meciuri pe gheață, nu au destule ore pe gheață hocheiștii de la acum un angajament de la CSM Galați, un angajament din treimea formației din Gheorgheni. Constantin Kulikov, un angajament din partea lui CSM Galați. Combinații interesante, acum încearcă o pătrundere Ceaba Todor. Și vom vedea un angajament din treimea formației gălățene. Frumoasă recuperarea. Încercarea Roland Ivaxon a pierdut pucul acolo. Trimis de la mare distanță de Denis Makarov, în lipsă de soluții. Angajament din treimea formației gălățene, recuperează pucul hocheiștii la Gheorgheni. Zoltoșma și Tiamer Gheorghi erau acolo. Nu și Matias Haranen, unul dintre cei doi finlandezi. Mati Haranen. Un hocheist de 25 de ani, 1,70 doar. A evoluat până acum, înainte de venirea în România, doar în Finlanda și în Germania, în Liga a doua. Vințe, Peter Vințe respinge, Peter Vințe, Vințe chestul cu numărul 16 cu greu reușește să facă fața atacurilor adversarilor de lui Vladimir Klinga. Șut și înscrie cu o ușurință dezarmantă Peter Vințe, 0-4, meci de coșmar pentru CSM Galați.
1-0, Peter Vince a scris cu mare ușurință, jucătorul născut în Ungaria. Nu știu dacă există o legătură de rudenie între el și Gheorghe Vince. Până acum, până la această partidă, reușise deja 14 goluri și 8 asisturi în cele 6, în cele 7 meciuri oficiale susținute de formația Ungheorgheni, 4 meciuri în Erste Liga și 3 meciuri în campionat. Iată că Peter Vince este un marcator pur sânge și a dovedit acest lucru și în partida cu CSM Galați. Iată din nou zburdă pe, pur și simplu pe gheață și 5-0. Akos Szigeti, jucătorul născut în România, dar care este internațional maghiar, a catapultat cupul în plasa porții lui Otto Onodi. La 0, un timeout solicitat de Vladimir Klinga. Cred că am putea asista la un, la o înfrângere record pentru formația gălățeană. Hildebrand pentru Mircea Constantin. Și gol! Gol pentru CSM Galați. Mircea Constantin a reușit să înscrie golul de onoare până acum pentru formația gălățeană. Mircea Constantin urmărește pucul acolo și îl trimite în poarta goală. Reduc din diferență hocheiștii de la CSM Galați după ce iată acum mare ocazie. Nu a reușit Evgeni Cemerilov să ajungă acel puc. Era o ocazie bună pentru formația gălățeană. Acum Roland Ivakson. Ivakson conduce bine pucul, puțin cam lent. Makaro. A fost o piedică acolo. Am văzut că arbitrii fac semn ofisului la CSM Galați serviciul pe gheață. A încercat o pasă la întâlnire, dar oricum hocheiștii din Gheorgheni sunt mult mai buni astăzi. Până acum au patinat mai bine, au combinat mai bine. Iată o pasă pentru Alexandru Neznamov, reușește, însă extrem de superficial a fost hocheistul rus. A încercat o pasă așa în dorul Leli, care nu i-a reușit, bineînțeles. Intercepție acum, dar nu poate să controla pucul. Greșeli foarte mari. Același Zabol Childebrand a fost extrem de superficial. Acum o combinație frumoasă, pătrundere și peste poartă, peste poartă a trimis pucul Neznamov. O combinație frumoasă, o trecere frumoasă a lui Alexandru Neznamov. Vitali Kirichenko se aflase mai devreme la puc, nu Zabol Childebrand.
Iată acum mare ocazie pentru Gălățeni. N-a știut Mircea Constantin ce să facă cu pucul acolo, era singur, singurel cu Gheler Truțui, care reține pucul acum. A reușit să pună pucul pe poartă Cătălin Berdilă, capitanul formației gălățene, dar experimentatul Gheler Truțui a reușit să rețină angajament din treimea formației ACSH Gheorgheni. Makarov încearcă să pună pucul pe poartă, nu reușește. Au echilibrat jocul hocheiștii lui Vladimir Klinga. Cred că s-au și ambiționat puțin, sunt mai atenți. Nu mi-aduc aminte că CSH Gheorgheni să fi condus vreodată cu 5-0 la Galați. Foarte bine a preluat pucul acolo Denis Makarov, fundașul cu veleități de atacant, ce întoarcere spectaculoasă a hocheistului de 38 de ani. Makarov protejează bine pucul. Se luptă cu numărul 32, cu Matias Haranen, finlandezul Haranen. Acum o combinație din nou. Makarov șutează în patinele lui Peter Vințe și posibilitate de contraatac. Iată cum a strecurat pucul acolo și Peter Vințe nu reușește să marcheze, întâi Otto Onodi, apoi Bara l-a salvat pe Otto. Au o viteză în plus hocheiștii de la, în această seară, hocheiștii de la CSH Gheorgheni. Ce frumos Sergiu Capileț. Foarte bine Kiricenko, ca pe vremuri. Kiricenko pătrunde spectaculos. Vitali Kiricenko, care a evoluat multe sezoane la Gheorgheni și acum angajament din treimea formației din Gheorgheni. Gălățenii, schimbă frumos Mircea Constantin pentru Evgeni Limanski, care încearcă să înscrie pe colțul scurt. Limanski salvează Ruțui, fenomenală intervenția lui Gheler Truțui la acest puc trimis din foarte aproape. Limanski încearcă pe backhand să șuteze Teamriuc, nu a reușit, execuție pretențioasă și acum Limanski și reține Gheler Truțui. Angajament din din treimea formației Gheorgheni, înalță pucul acolo, au fluierat arbitrii. Angajament din treimea formației gălățene.
derulează în inferioritatea numerică hocheiștii gălățeni acum. Iată o trecere și blochează foarte bine gălățenii. Cristin Gheorghen, care sunt în continuare în superioritate numerică, combinații, este scos pucul acolo în partea stângă, adus din nou, interceptează gălățenii și posibilitatea unui contraatac ratată de Serghei Capileț, care nu a reușit să paseze la timp, să paseze bine. Sari, finalizul Sari, acum scoate Otto Onodi, reușește să rețină pucul până la urmă. Interceptează Mircea Constantin, încearcă acum să-și depășească un adversar. Constantin blocat la mantinelă de mai mulți adversari, se luptă eroic Mircea Constantin. Pasează cu dezinvoltura, au încercat cel puțin. Iată, recuperează pucul hocheiștii din Gheorgheni. Gălățenii mai țin puțin, mai sunt 26 de secunde până expiră eliminarea hocheiștului la CSM Galați. Combină ca la antrenament, hocheiștii ratează din nou gălățenii posibilitatea de un contraatac. Cemerilo. Cătălin Berdilă, o formație completă CSM Galați. Gheler Truțu îi reține un puc buclucaș care l-ar fi putut păcăli. Angajament din treimea formației din Gheorgheni. Gheler Truțu îi reține acest puc primis de Evgeni Emelianenko, un puc înșelător. Nou angajament din treimea formației din Gheorgheni. Kiricenko, Kiricenko depășește adversarul. Acum Teamriuc, foarte tânărul moldovean Teamriuc, combinație acum Capileț, nu reușesc să ducă la bun final, la bun sfârșit acest atac. Însă Neznamov, intercepție,
șutează pe colțul scurt, a trimis pucul periculos, dar l-a respins cu mănușa care ține și crosa Gheler Truțui. Și va fi din nou angajament din treimea formației arghitene. Combinații spectaculoase ale cheșelor din Gheorgheni, o trecere foarte frumoasă, dar foarte bine s-a repriat Mircea Constantin, abilitatea unui fundaș, și s-a respins greșit. Și gol, acum un gol comic primit de Otto Onodi, o deviere din patina unui hocheist de la CSM. Să vedem cine va fi creditat cu golul. Văd că cel care se bucură cel mai tare este numărul 68, Hunor Ceagea. 1-6, un scor care născutește de foarte multe comentarii, care spune cam tot despre ceea ce s-a întâmplat până acum pe gheață. Cred că Hunor Ceagea va fi limitat cu golul. Atacă în continuare în valuri și din Gheorgheni, încearcă acum o pasă pentru Roland Ivacson. Va fi un angajament din treimea formației Gălățeni, formației gazdă. Matilda Seč pentru Denis Makarov. Combinații, reușește să câștige pucul până la urmă Roland Ivacson. Ivacson încearcă să se strecoare, nu reușește pe lângă adversarul său, a încercat pe lângă Mantinelă, a încercat o intercepție Constantin Kulikov, pe care nu prea l-am văzut în acțiune periculoasă până acum. Kulikov îi barează trecerea un adversar, e vorba de numărul 15, Acoș Zigheti. La puc în continuare echipa oaspete, care a făcut legea până acum pe gheață. Cain Lazar. Degajare la întâmplare, la disperarea lui Serghei Capileț. Un angajament din treimea formației gălățene, nu știu ce solicită acolo, ce vorbeau cu arbitrii, arbitrii din Gheorgheni. Nu?
nu înțeleg ce s-a putut întâmpla, de grav, a fost un poc trimis în afară. Ieti, da, 2 minute eliminare. Sergei Capileț, cel care a trimis Pocul în afara terenului, în afara suprafeței de gheață. Pocul la echipa din Gheorgheni. Foarte puternic a trimis Sari, finlandezul Sari, posibilitatea unui contraatac, dar un poc trimis la întâmplare. Iată acum, era cât pe ce, Vitali Kirichenko să intercepteze acest puc, reușește Denis Makarov să treacă, nu reușește însă Alexandru Nezdamo să paseze. O prosă pierdută pe gheață. Nu forțează nici ultimul minut al reprizei a doua, 6-1 în continuare scorul pentru acest HC Gheorgheni. Spectacol făcut pe gheață de hocheiștii pregătiți de Zoltan Zilașii. Nou pucul sare dintr-o contră în afara suprafeței de gheață. Angajament din treimea formației gălățene. Silo apăsează numărul 27, Zolt Coșma. Apără foarte bine Otto Onovi acest șut puternic al lui Zolt Coșma. În efectiv complet formația gălățeană în aceste ultime secunde. Și iată că se termină și cea de-a doua repriză. După două reprize, ACSH Gheorgheni conduce cu 6-1 pe CSM Galați. Vom reveni cu repriza a treia a acestei partide.
Mai este puțin și va începe cea de-a treia repriză a partidei dintre CSM Galați și ACSH Gheorgheni. După două reprize, formația oaspete conduce cu 6-1. O dominare autoritară a echipei din Harghita în fața unei formații gălățene anihilată de jocul adversarului și de faptul că este la prima prezență oficială pe gheață din acest sezon. Adversarii lor joacă încă de la începutul lui septembrie. Iată angajament acum de la centrul terenului câștigat de Sechei, e vorba de jucător de Hunor Chakar. Hunor Chakar. Angajament din treimea formației gălățene. Poate că hocheiștii pregătiți de Vladimir Klinga vor juca mai bine în această cea de-a treia repriză. Însă jocul depinde și de jocul adversarilor. Dacă adversarii, iată acum o ocazie imensă, Otto Onodi, o intervenție senzațională în fața lui Chagar. Chazar. Hunor Chazar, jucător cu numărul 68, care a înscris golul de 6-1. Sergei Capileț, puc trimis la întâmplare de hocheistul din Belarus. Deși are un CV bun, Capileț a evoluat foarte slab astăzi. Este și o problemă probabil de adaptare la hocheistul originar din Belarus. Dacă hocheiștii din Gheorgheni reușește să recupereze Otto Sopoș, nu poate să treacă de Arnold Silo. Nu reușesc pressing foarte bun al hocheiștilor din Gheorgheni. Foarte bine arată echipa harghiteană. Dată Otto Sopoș, depășit de un adversar, s-a culcat pur și simplu în calea pucului un hocheist de la CSM Galați, vorba de Cătălin Berdilă, capitanul echipei, pentru a salva acest un posibil gol, un nou gol al adversarilor. Acum pătrundere spectaculoasă, Arnold Silo, Silo! Pare o luptă între David și Goliat. Aceasta un atac destul de lent al lui Kulikov, Constantin Kulikov. Kulikov stăpânește însă bine pucul. Kulikov îi pasează excelent și ratare uriașă, ratare uriașă al lui Roland Ivakson, singur cu Geller Ruțu, nu a reușit să-l învingă pe portarul advers. Kulikov i-a trimis o pasă genială. Foarte bine a reușit să respingă Moto Onodi, care face minuni în poarta pentru a păstra o diferență cât de cât onorabilă. Încearcă să recupereze pucul acolo Vladislav Teamriuc. Ocazie bună, acum posibilitatea de contraatac pentru gălățeni. Alexandru Neznamov, Sasha Neznamov. Pătrundere spectaculoasă, Neznamov și mare noroc are Geller Truțui. Pucul îl depășise, dar s-a
trecurat parcă pe lângă poarta. Șut acum blochează Okeștii din Gheorgheni, încearcă un atac Brian Sorban, cel care a scris primele două goluri ale formației din Gheorgheni, canadianul de origine maghiară. Brian Sorban încearcă să-l deschidă acolo pe Ceaba Todor, dar acesta nu a reușit să recepționeze pucul. Posibilitate de contraatac. Evgeni Limanski, ultra rapidul, și o căzătură, un fault. Nu înțeleg ce au dictat cei doi arbitri. A fost luat pe sus cu totul Evgeni Limanski. N-am înțeles această decizie a arbitrilor. Iată-l acum, pătrunde și împins acolo. Da, cred că vom asista la o eliminare în tabăra formației din Gheorgheni. Constantin Kulikov se îndrepta spre gol, reușise să-l dribleze pe Gheler Truțui. Eu am văzut fault și mai devreme la Evgeni Limanski, care a fost luat pe sus cu totul. N-am înțeles acea decizie a arbitrilor. Și vom asista la o lovitură de penalitate pentru formația gălățeană și la o eliminare în tabăra echipei din Gheorgheni. Constantin Kulikov față în față cu Gheler Truțui. Kulikov și apără Ruțui. Ratează CSM Galați șansa de a se apropia de CSH Gheorgheni, de a înscrie și golul 2. Da, cred că trebuia să asistăm la o eliminare în tabăra formației din Gheorgheni. Nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo, de ce nu se facă, nu înțeleg hocheiștii, nu știu ce. Momente de confuzie pe gheață. Jocul se reia, un efectiv complet totuși acest FC Gheorgheni. Combine în stânga lejer Ronald Benedek cu Constantin Kulikov, mult mai activ în această repriză a treia. Păcat că a ratat acea lovitură de penalitate. Ronald Benedek apără acum din nou Otto Onodi. Atacă Cristi din Gheorghe, recuperează pucul. Alețeni însă din nou la puc. Cristi din Gheorghe, mare ratare a lui Cain Lazar. Și posibilitate de contraatac. Makarov, Denis Makarov a încercat să-i paseze lui Ronald Ivakson. Evgeni Emelianenko, Alexandru Neznamov. Neznamov a încercat să-l păcălească pe Gheler Truțui, care a avut însă o prestație excelentă astăzi și a reușit să oprească și acest puc.
Znamov și Teamriuc aproape de primul său gol pentru CSM Galați. Capileț. Iată acum o combinație interesantă. Ceagiar a pasat lui 26 Zolt Coșma. Acesta nu a reușit să fructifice pasa cu echipierului său și vom asista la un nou angajament din treimea formației gălățene. Foarte bună. Șut și reține numărul 33, Gheler Truțui, portarul formației din Gheorgheni. Un șut din unghia lui Otto Sopoș, dar portarul formației ACSH Gheorgheni și-a făcut din nou datoria. Excelentă prestația. Aș spune foarte bună a fost și prestația lui Otto Onodi, care a limitat proporțiile scorului. Cred că a fost offside. Angajament din treimea neutră. Recuperează pucul ușor. Ok, știu de la acest Galați. Încearcă o trecere spectaculoasă Evgeni Rimanski. Pierde pucul, a încercat o trecere spectaculoasă din 15, Acoș Sigheti. Acum pucul din nou în mănușa lui Gheler Truțui. Denis Makarov reține Gheler Truțui. Atila Săci blocat acolo șutul său. Pucul ajunge la Evgeni Ceremilo și foarte bine salvează Gheler Truțui șutul lui Ronald Ivacson. Evgeni Ceremilo s-a văzut foarte puțin până acum. Iată-l pe Neznamov, Sasha Neznamov. Întoarce acolo. Din nou Neznamov recuperează pucul, încearcă o pasă de efect, nu i-a reușit. Offside din nou. Fi angajament din treimea neutră.
și eliminarea în tabăra formației harghitene. Cred că numărul 17, Roland Benedek, a fost eliminat. Da, Roland Benedek, am văzut bine. O superioritate numerică formația gălățeană, să vedem dacă elevii lui Vladimir Klinga vor reuși să fructifice. Șut al lui Sergei Capileț pe lângă poartă. Capileț, o pasă extraordinară și gol! Sasha Neznamov pentru CSM Galați, un gol de mare efect. Neznamov a strecurat pucul printre picioarele lui Gheler Truțui după o pasă extraordinară a lui Sergei Capileț. Neznamov reduce din handicap 2-6, dar de mare efect pasa trimisă de Sergei Capileț. Golgheterul Sasha Neznamov își face datoria. Acum Evgeni Limanski, trecere a lui Teamriuc, cred că va asista la o eliminare, o nouă eliminare în tabăra formației din Gheorgheni. O nouă eliminare, numărul 19, Ceaba Todor de la CSH Gheorgheni, 5 contra 3, gălățenii ar trebui să fructifice și acest moment, o cădere a echipei din Gheorgheni, o cădere și din punct de vedere fizic, cred. Să vedem dacă vor fructifica și această superioritate, dublu superioritate, vor jucătorii pregătiți de Vladimir Klinga. Akos Szigeti este cel de-al doilea hocheist eliminat din tabăra formației din Gheorgheni. Hildebrand, Mircea Constantin, Cătălin Berdilă, gol! CSM Galați! Cătălin Berdilă îl învinge pe Gheorghe Truțui. Se apropie la 3 goluri gazdele. Capitanul Cătălin Berdilă marchează pentru CSM Galați. Revenirea elevilor lui Vladimir Klinga, v-am spus, și pe fondul unei căderi fizice a adversarilor. Time-out solicitat de Zolan Zilașii, care vede că ceva nu merge în jocul echipei sale. O fructificare pe de această... aproape de jumătatea primei reprize, în continuare superioritatea de un jucător pe gheață pentru CSM Galați. Au fructificat ambele superiorități și de unul și de doi jucători, okay, și Vladimir Klinga, lucru care nu prea se întâmpla în trecut. Cemerilov, din nou Evgeni Cemerilov. Cemerilov și reflex al lui Gheler Truțui. Un reflex de zile mari, s-ar fi făcut 4-6 și s-ar fi putut întâmpla orice în această partidă. Cemerilov a șutat foarte bine acolo, dar a respins pucul, un reflex de zile mari. Intercepția lui Denis Makarov.
Constantin Kulikov. Primite în fața porții Makarov, un puc deviat, era cât pe ce să-l păcălească acest puc pe Gheler Truțui. Ceremilo. Atila Sioci scăpase acolo pucul de sub control. Luptă mare pentru puc. O înghesuială acolo lângă mantinelă. Cred că vom mai vedea o eliminare în tabăra a formației din Gheorgheni. Din nou 5 contra 3. Presiune mare a elevilor lui Vladimir Klinga. Nu știu ce le-a spus la cabine antrenorul slovac, dar au intrat mult mai hotărâți elevii săi în această repriză, când practic echipa din Gheorgheni pare sufocată. De presiunea formației gălățene, din nou 5 contra 3, să vedem, au 20 de minute de dublă, 20 de secunde de dublă superioritate elevii lui Vladimir Klinga. Vom vedea dacă vor valorifica. Jolt Peter se duce și el pe bancă pentru că Gheler Truțui a comis și el o infracțiune. Debusolați elevii lui Zoltan Zila și nu știu ce s-a întâmplat cu ei în aceste minute. N-a mai recunoscut echipa harghiteană din primele două reprize. Și să ne gândim că Constantin Kulikov a ratat și o lovitură de penalitate. Hochistul de 33 de ani, Kulikov, un bun marcator, n-a reușit să o facă astăzi, până acum, dar timpul nu este încă pierdut. 9 minute și 24 de secunde până la finalul acestei dispute, ceea ce reprezintă destul de mult în hockey. Recuperează pucul repede gălățenii. Șut prea puternic și prea rău cadrat. Teamriuc, Capileț, Teamriuc. Șut din nou deviat, Teamriuc pentru Serghei Capileț. Capileț, Denis Makarov. Și acum Gheler Truțui salvează șutul lui Evgeni Emelianenko. Contra 4, în continuare superioritate de un jucător pe gheață pentru CSM Galați. Au ratat totuși o ocazie bună de a se apropia. Foarte multe întreruperi și foarte dese în această, durează de foarte mult timp această repriză. A treia. Ce
Noce Merilov pentru Capilet. Cemerilov reușește să respingă din nou. Cemerilov, Capilet, pucul nu iese și Gheler Truțui, o luptă acolo extraordinară pentru puc. Iată, contacte extrem de dure. Foarte supărat Constantin Kulikov sau Alexandru Sasha Neznamov era acolo. Alexandru Neznamov pentru Puc, Gălățenii acolo a prins curaj cu acele două goluri marcate rapid. Iată, din nou o greșeală neprovocată, Mircea Constantin a fost superficial. Iată, o pasă foarte bună, Mircea Constantin a agățat acolo, mi s-a părut. Din nou Mircea Constantin resping pucul cu greutate. Hocheiștii din Gheorgheni sunt și cu un om în minus pe gheață. Combinații Mircea Constantin. Gheorgheni Limanski, Limanski! A încercat să înscrie, dar repezit, cum îl știm, a făcut prea multe mișcări cu crosa și nu a reușit să introducă pucul în poartă. Angajament din treimea formației din Gheorgheni. Cătălin Berdilă recuperează pucul. Mircea Constantin. Mircea Constantin, Evgheni Limanski. Limanski și caută o poziție bună. Și ridiculizează un adversar, dar pasează greșit, din păcate. Iată, Ceagiar. Pasă foarte bună, respinge excelentul Otto Onodi, care și-a ținut echipa în viață cu câteva intervenții extraordinare. Frumoasă această repriză, o repriză bună pentru CSM Galați. Elevii lui Vladimir Klinga ar mai fi putut înscrie, s-ar fi putut apropia și mai mult, dar o pot face și în continuare. Dar iată, o greșeală copilărească. Noroc că hocheiștii din Gheorgheni sunt cam căzuți fizic, adică au probleme și de concentrare în această repriză. Îmi conduci cu 6-1 după două reprize, concentrarea nu mai e aceeași. Roland Ivacson a încercat o trecere spectaculoasă, greșeală mare acum și șut! Evgheni Cemerilov nu a nimerit poarta, deși era într-o poziție foarte bună, păcat pentru formația sa. Șut acum, cred că Arnold Silă, nu, a fost Brands Orban, chestul cu numărul 70, marcatorul primelor două goluri. I-a furat pucul acolo Constantin Kulikov, adversarului său. Pressing foarte bun al lui Sasha Neznamov, a reușit să-și împiedice adversarul. Arnold Silo, Silo încearcă o pătrundere, foarte bine s-a apărat Sergei Capileț. Combinații frumoase, Capileț. Foarte bine a strat Teamruc. Șut acum, ar fi putut Teamriuc să devieze acest puc și ar fi fost mare pericol la poarta.
face să ne galați, Evgeni Limanski. Otosopoș. Pasă foarte interesantă pentru Constantin Kulikov. Kulikov. Kulikov pierde ușor pucul și dar foarte bine blochează gălățenii. Parcă au renăscut în această repriză ochiștii lui Vladimir Klinga. Pasă acum la întâlnire, dar Sasha Nezdamov a fost blocat. Recuperează însă, se bat foarte bine gălățenii. Dacă ar fi făcut acest lucru și în primele două reprize la fel, cred că altfel ar fi stat lucrurile pe tabelă. Sunt 2 minute și 54 de secunde, cred că vom asista probabil la o eliminare în tabăra formației din Gheorgheni. Brent Sorban acuză ceva acolo. Nu-mi dau seama exact ce. Angajament din treimea neutră de la centrul terenului, mai precis. Șut excelent, Gellert Ruțui, un reflex, pucul ar fi fost catapultat în poarta formației din Gheorgheni. Nu, gălățenii primii la puc. O repriză clar dominată de CSM Galați. Parcă s-au regăsit elevii lui Vladimir Klinga și ne dau speranțe mai bine pentru partida de mâine, pe care o veți putea urmări tot la CSM Galați TV, tot de la 18:30 de minute. Va fi un meci la fel de interesant. Șut, Mircea Constantin, cred că mingea a atins și bara. Am auzit acel sunet. Gălățenii ar fi putut marca cu ușurință, cred că 5 goluri în această repriză. Asta ar fi însemnat să întoarcă scorul. E ușor de spus, dar în poartă s-a aflat Gellert Ruțui. În poarta formației CSH Gheorgheni, iată Sechei, combinații între hocheiștii din Gheorgheni, totuși care par pierduți pe gheață în această repriză. N-au mai avut luciditatea și stăpânirea de sine din primele două reprize. Cred că au și obosit. Foarte bine trece Mircea Constantin. Mircea Constantin, Arnor Silo îl tamponează acolo, îl șicanează. Denis Makarov, foarte bine ieșit. Acum Sabo Childebrand.
Makarov, Cemerilov, Kulikov. Kulikov încearcă o trecere. Atila Săci a greșit, a încercat acolo să scoată pucul pe partea scurtă, cum se spune, pe lângă mantinelă, dar nu a reușit. Au interceptat hocheiștii de la Gheorgheni, pasă în fața porții, dar excelent a intervenit, a lovit pucul cu crosa. Kulikov cred că și-a salvat cu echipa de la un gol ultimele secunde ale acestei dispute, dar gălățenii au lăsat o impresie bună, spre foarte bună, în această a treia repriză. Rezultat final 6-3 pentru ACSH Gheorgheni, dar CSM Galați a făcut o repriză a treia încurajatoare în care și-a spălat o parte din păcatele din primele două reprize. Regizorul de emisie Cristian Teodorescu și comentatorul Gabriel Chifu vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă și mâine seară la cea de-a doua partidă care le va opune pe CSM Galați și ACSH Gheorgheni. Să aveți o seară reușită! La revedere!